mi-a scris un prieten. Da, este foarte mulțumit cu greva din educație. Da, că se circulă foarte lejer. Nu numai în București, am primit semnale din toată țara că se circulă. Asta e soluția. Da. Deci familiile fără copii sunt, ce mamă, e ca pe vremea pandemiei acum. Exact. Soluția traficului în toată țara este nu mai lăsați copiii la școală. Pentru familiile copii însă situația este total diferită. Așa e. Da. Evident, bun, rămânem deci conectați la greva din învățământ. E a doua zi. Ce să vezi, după prima rundă de negocieri, guvern, sindicate, lucrurile au rămas ca în tren. Nici trenurile nu merg grozav în țara asta, adică nu se mai întâmplă nimic. Guvernul susține că e deschis la dialog, dar n-a mai chemat pe nimeni la discuții. Deci, eu, da, putem vorbi oricând, dar nu poți să intri la guvern dacă nu ești chemat. Te oprește SPP-ul la poartă. Ce cauți pe aici? Am venit că e deschis la dialog. Cu cine dialoghezi? Deci mi se pare o super ipocrizie. Evident, sindicaliștii nu sunt deloc mulțumiți. Președintele FSL-ii, Simeon Hăncescu, a declarat la B1 TV că e posibil ca în două zile să se ajungă la o participare de 100% la protest a angajaților din învățământ. Greva fiind acum urmată, nu de... Adică înțeleg că s-au mai făcut cursuri pe aici, pe acolo, prin școli, dar presupun că e un haos general. Da, uite, Ștefan ieri a făcut o oră de tehnologie sau nu știu ce, TIC, nu știu exact ce, informatică. Am avut ieri profesori care ne-au sunat. Mi-a sunat o profesoară de matematică. Ea era în grevă, dar a spus că n-are cum să-i lase pe copii și vrea să-și țină ora pentru că se apropie examenele. Adică am avut un profesor de sport care nu era afiliat niciunui sindicat și a spus că protestează din solidaritate. Da. Întrebarea e cât de complicat ar putea deveni cu adevărat situația. Ei bine, ultima grevă generală din învățământ, care a avut loc în urmă cu 18 ani, a durat 3 săptămâni. Festin pentru eleve. Atunci eram pe acolo. Nu mai știu, nu am reușit să documentez sau să aflu când a fost, în ce perioadă a fost greva asta de acum aproape 20 de ani, dar acum 3 săptămâni, dacă ar fi la fel de intensă, ar însemna practic până în buza examenelor de final de an. Și, sigur, toată lumea speră că nu se va ajunge până acolo, dar aș vrea să vă rog să observați că partidele de la guvernare par mai preocupate deocamdată de așa numita rotativă. Adică de tocmeala pe posturi, că se schimbă premierul, ar trebui rearanjate ministerele. Domnul Ciucă a anunțat că el își depune mandatul pe 26 mai, nu se știe cum rămâne cu UDMR-ul la guvernare, vor să mai reducă niște ministere, sunt prea multe, prea puține. Deci domnul Ciucă vinerea a încheiat socoterile. Așa zice. Și atunci normal că nu, dar de ce nu le-a spus omenește? Bă, vedeți că eu plec vineri. Da. Haideți să protestați săptămâna viitoare, că pierdem vreme. Da. Deci cine să-i mai bage în seama? Pe profesorii aflați în grevă. Acum, sigur, poate sunt și eu mai prăpăstios așa. Am amici care spun că acum nici sindicatele nu se pot opri așa într-o zi, două. Normal. Că asta le-ar afecta credibilitatea. Dar că se va ajunge curând la o înțelegere, că nimeni nu e atât de irresponsabil încât să afecteze examenele, evaluarea națională, bacalaureatul și așa mai departe. Însă, revendicările salariale sunt serioase, să știți. Adică salarii de bază de 4.000 de lei pentru debutanți, 7.000 de lei pentru dascălii cu experiență. Eu nu le calific, adică nu spun, din punctul meu de vedere, toată lumea ar trebui să câștige mai bine. Ce sume nete sau? 2.800 de lei net are acum un debutant, ar urma să crească la 4.000 de lei. Net. Așa net. Doresc că e mare creșterea. Asta, în sensul ăsta. Pentru România, 4.000 de lei net, într-un oraș ca Bucureștiu, 4.000 de lei net nu mai reprezintă mare lucru. Indiscutabil. Bun, ar fi o creștere una peste alta de 1 miliard de euro anual la buget, dacă s-ar aplica ce solicită sindicatele, și guvernul a oferit deocamdată stimulente financiare pentru debutanți, a mai oferit 1.000 de lei pe aici pe acolo și a promis că salariile din educație vor crește prin noua lege a salarizării unitare, care o să fie luată, o să fie dezbătută și discutată în toamnă. Au zis, ne ocupăm atunci, că avem un calendar, nu putem să facem mai devreme, dar greva e acum. Adică școala s-a oprit acum. Întrebări pentru deschis discuția, prieteni, în această dimineață, la 0372069599. Pentru părinți, începeți să vă îngrijorați? Și desigur, și pentru elevii care se apropie de examene, de evaluare și de bacalaureat. Bacalaureat, da. Fraților, începe să vă îngrijorați sau credeți că ăștia de fapt doar se joacă? Doar fac mișcările, nu? Asta știi că nu sunt... Dacă sună profesor, pentru profesori, ce le spuneți părinților care sunt cu voi pe grupurile de WhatsApp și sunt convins că vă întreabă, domnule, totuși avem copii, vorbim în primul rând de copiii care sunt în fața examenelor
și de ceilalți, firește, dar acolo cred că este presiunea cea mai mare. Ce le spuneți acestor părinți și acestor elevi? Că zic, bă, mai avem 3 săptămâni. Eu mi-aduc aminte în ce stare de stres și de presiune eram eu și erau părinții mei când s-au apropiat treapta întâi, treapta a doua, bacalaureatul și examenele de la facultate. Adică, oricum nu stă capul decât la lucruri de genul, la lucrurile astea. Da, nu te gândești la ce. Pentru toată lumea, să știți că la ora 8 intră în direct la deșteptarea Marius Nistor, liderul Federației Sindicale Spirohare. Dacă aveți o întrebare, un sfat, un reproș, o recomandare, o laudă pentru el, notăm și poate răspunde. Cum e un moment greu pentru toți copiii, pentru că venind după 2 ani de învățământ la distanță în pandemie și toți au fost dați peste, generația lui Fimie, cel puțin ăsta mare care e la gimnaziu, este foarte afectată în sensul că materia a fost comprimată, n-a fost predată în totalitate. Urmează săptămâna viitoare, 1 iunie, joi, punte cu Rusalile, se știe. Deci de joi până luni oricum e vacanță săptămâna cealaltă. Așa că da, e un moment prost. 0372069599. Dacă începeți să vă îngrijorați, și dragi profesori, ce le spuneți copiilor? Te dai e bună educația privată și sănătatea privată și transporturile private și așa mai departe. Că acolo nemulțumirile salariaților sunt în principiu luate în calcul mai devreme. Înainte să se ajungă la grevă, la școlile private se face școală. Da, am vorbit și despre asta. Spuneam că am niște prieteni care au copii la o școală privată și care nu au probleme în perioada asta. Sigur, dacă sunt în ani terminali, examenele sunt o problemă, adică devine o problemă în cazul în care se ajunge cu greva până acolo. Bun. Hai, mesaje, telefoane 0372069599. Dragi părinți și elevi, începe să vă îngrijorați. Dragi profesori, ce le spuneți părinților și elevi? Iată, în primul rând, un mesaj de solidaritate cu greva cadrelor didactice. Spune că, da, există profesori și profesori, profesori care își fac meseria cu pasiune, cu multă metodă pedagogică, mai sunt și uscături, inevitabil, ca în orice domeniu, dar e inadmisibil să trăiești cu leafa unui profesor. Fără ei, fără învățători, nici eu, nici voi în studioul Europa FM, nici medici, nici ingineri, nimic nu era. Fără profesori, lumea nu are clasă. Deci, să o prețuim și să-i motivăm să continue. Raluca, mama unei eleve din clasa a 4-a în București. De acord. Pe de altă parte, pe de altă parte, nu doar salariile definesc un sistem de educație de bună calitate. Da, și apropo de asta, uite ce ne-a scris George, zice, nu sunt de acord cu greva doar din motive salariale. N-am auzit să facă vreodată grevă pentru a nu mai avea școli cu toaleta în curte, pentru școli renovate, în care să nu mai cadă tavanul, sau pentru a reforma programele școlare adaptate la nevoile de dezvoltare actuale. Și în cele din urmă, mesajul lui Cătălin este foarte bun, el spune așa, sunt un ieșan care a cheltuit cu pregătirea copilului peste 200 de euro lunar cu meditațiile, acum e în clasa 12-a și toată lumea amenință cu înghețarea anului și blocarea examenelor naționale, cam câtă empatie pot eu să am față de acești dascăl care se plâng. Menționez că de câțiva ani am plecat la muncă în altă țară pentru că mă dovedeau cheltuielile. Poftim. Bună dimineața, Clara! Bună dimineața! Bună dimineața! Să rămână, spune-ne. Profesor sau? Așa. Nu, am doi băieți, clasa 8-a și clasa 12-a. Aoleo. Sunt efectiv presată. Da. Nu sunt de acord cu această grevă în momentul acesta. Ar putea să facă la începutul anului, nu știu. Însă, după un an de zile în care copiii se pregătesc, au emoții. Părinții la fel. Eu cred că atunci când vorbim despre școală, ar trebui să vorbim în primul rând de copii. Și apoi de profesor. Da, foarte bună observație. Școala trebuie să fie dezamăgire pentru copii, nu pentru angajați. Da. Da, din punctul meu, din punctul copiilor, de exemplu, cel de clasa 12, acum este perioada cu festivitățile de sfârșit de clasa 12, de sfârșit de școală, care sunt amânate. Copiii s-au pregătit, au speranțe, au planuri, s-au făcut programări pentru tot felul de... Sunt efectiv frustrați. Deci, înțeleg că la școala celor doi copii, clasa 8-a și a 12-a, se face grevă, nu? Da, se face grevă. Și ce vă spun profesorii? Chiar dacă nu s-ar face de către toți profesorii, copiii oricum nu merg. Da. Ce vă spun profesorii? Ai vorbit cu ei? Ce vă spun? Nu. Sunt dezamăgită în ultimii ani de școală, cel puțin după pandemie, școala nu s-a mai făcut cum ar trebui, cel puțin la cel mare, la liceu. Da. Nu s-a făcut deloc ceea ce trebuia. Mulțumim foarte mult, Clara. Ținem pumnii. Uite, o situație
doi copii, clasa 8-a, 12-a, uite că nu ne-am gândit la asta. Da, exact. Chiar așa. Mă, banchetul, balul de final, totul era acolo aranjat, era nu știu ce. Alea se țin. Alea se țin? Alea, nu? Bine. Marius. Se ocupă copii. Păi da, bună dimineața. Nu ai examenul, luat în școlă, nu mă altă dată. Stați un pic, a venit Marius. Neața. Salut, Marius. Salutare. Bună dimineața. Am două fete, una la grădiniță, una clasa 7-a. Da. Nu am o problemă cu greva profesorului, sunt de acord că sunt prea mici salariile pe care le au, dar aș vrea să răspundă și domnii profesori. Da. Odată, rata de promovabilitate la BAC și capacitate și notele dezastruoase care au fost în ultimii ani, și a doua, liderii de sindicat, de ce nu fac niciodată alegeri, de ce nu fac niciodată proteste și greve înainte de alegeri, când au nevoie politicienii de școli? De ce trebuie înainte de examene să preseze copiii, să pună presiune suplimentară pe copii care și așa sunt foarte agitați? Să facă, dumneavoastră, înainte de alegeri. Păi și liderii sindicali școli, că acolo și sindicatele în mare parte. Sunt într-un ecosistem, adică nu e doar relație de muncă acolo, e și politică în relația sindicatelor cu guvernul. În mod evident, reprezintă și un factor de influență politică. Mai multă politică, mai multă nevoie de politică, înainte de alegeri. Dar foarte bună. Atunci să facă greve. Mulțumesc pentru intervenție. Bună observația cu promovabilitatea. Citeam undeva că sunt anul trecut au fost 40 sau 42 de licee cu zero promovare. Dai la bacalaureat. Ce se întâmplă acolo? Adică acele licee, profesorii de acolo continuă și o să primească salarii mai mari? Dacă... Da. Serios. Cel mai probabil, da. Bună dimineața! Aș dori să-l întreb și eu pe domnul Nistor, cum este posibil ca dintr-un liceu doar 3 elevi să ia bacalaureatul? Ce explicații poate da în sensul acesta și care este performanța de fapt a acestor domn profesori? Nu cumva ar trebui să fie o evaluare un piculeț mai eficientă din punct de vedere al pregătirii domnilor profesori? Uite o întrebare. Întrebare, da. Adică dacă sindicatele ar fi de acord cu legarea nivelului salarial în educație de performanța profesorilor, nu? Da, ar fi dificil să faci 100% corect lucrul ăsta până la urmă, că ține și de elevi acum, nu ține doar de profesori. Corect. Bine. Lidia, bună dimineața! Bună, Lidia! Bună dimineața, vă sunt din Craiova. Mm-hmm. Sunt mama unei fete de clasa 12. Cel mai frustrant este că nimeni nu se gândește la copii. Mm-hmm. Nimeni. Așa pare. Această fată, da, vine aproape zilnic frustrată pentru că nu se duce la școală. Și-ar dori, credeți-mă, știți câți copii are în clasă care nu au posibilități de meditații? Da. Eu plătesc 6 meditații pe săptămână. 6? Pentru că nu se face școală. Uh-huh. Eu înțeleg frustrarea profesorilor și nelămurirea dânșilor pentru aceste salarii, dar nu se face în clasa 8-a și a 12-a înainte de examen. În loc să se concentreze pe lecții, pe teme, pe aceste examene care vor veni, va da la medicină. Nu poate zi de zi se gândește dacă nu mi-e încheie media. La ce face medii, meditație, fata? Note. 6 medii. Ce înseamnă 6? Adică la 6 materii diferite sau de 6 ori pe săptămână? Română, matematică pentru bacalaureat, da, biologie și chimie, pentru că la clasă nu se face nimic. Exact cum a spus și o doamnă mai înaintea mea, din păcate... Tot ce s-a făcut după pandemie nu mai are nicio legătură cu școala. Fac ce vor, se duc la școală când vor, profesorii vin la școală când doresc elevii, deci este o vină și a profesorilor și a elevilor. Cum adică vin la școală când doresc elevii? Nu înțeleg. Cum adică vin la școală când doresc elevii? Nu înțeleg. Adică sunt ore la care nu se mai duc. Pentru că se duc doar 3-4 și ceilalți din clasă... Chiulesc. Adică cei care se duc... Își dă seama că se duc a fraierii și n-are rost. Asta este o... La ce materie se întâmplă asta? De curiozitate întreb, la ce materie se întâmplă asta? Nu știu să vă spun corect. Vă dau un exemplu, nu vă mai spun că este un colegiu de prestigiu. Eu vorbesc din punct de vedere al copilului meu. Okay. Adică se întâmplă, este mult mai gravă situația în școală, pe care nimeni nu o verifică cu adevărat să vadă că sunt copii care își doresc să se ducă la școală. Lidia, în perioada asta s-au suspendat și meditațiile? Nu, deloc. Cum să se suspende meditațiile? Da. Oameni... Bine, mulțumim tare mult. Ceva despre cât de stufoasă este programa școlară, că sunt materii la care pur și simplu copiii nu se duc și asta e. Mai avem doar câteva secunde. De mare e problema, că are multe ramuri. Daniel, bună dimineața! Bună dimineața! Doar jumătate de minute, rog.
Deci nu sunt de acord cu această grevă. Doamna a punctat foarte bine. Profesorii nu îi interesează efectiv de acești copii ai noștri. Fata mea este clasa 11-a și îmi spune: tati, astăzi n-am făcut decât o oră. Am avut 6 ore, o oră, tati. Și din ora aia am făcut jumătate, când a povestit doamna profesoară Baliverne. Deci nu se poate așa ceva. Eu sunt de acord, bun, să ai bani, să ai salariu decent, să poți trăi, dar trebuie să te gândești la acești copii. Pentru că sunt nevinovați. Copiii aceștia trebuie învățați. Dacă vrem să avem o societate dezvoltată și să avem încredere mai departe în ei. Mulțumesc foarte mult pentru intervenții de la ora 8, Marius Nistor, liderul Federației Spirul Haret. Vedem ce spune și dânsul și mai vorbim atunci.